Hei, eu sunt Andreea de la Andreea în lumea cărților, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip, unul pe care cred că mulți îl așteptați și anume voi anunța câștigătorul concursului cărții Nesfârșită goană după elefant și a celor două semne de carte. Am ajuns la suma de 310 abonați într-un timp atât de scurt, iar eu mă bucur foarte mult și vă mulțumesc din tot sufletul că mă susțineți și că mi apreciați munca. Și sunt bucuroasă pentru că anunț câștigătorul astăzi, pentru că chiar acum un an am postat primul videoclip pe canal și împlinesc un an de BookTube și anunț și câștigătorul concursului și am ajuns și la 310 abonați, deci este o zi foarte, foarte frumoasă și eu vă mulțumesc și acum haideți să vedem cine a câștigat cartea și cele două semne de carte. Ok, deci am mutat camera un pic mai în față ca să vedeți doar ecranul laptopului. Aici am deschis pagina canalului meu de YouTube, iar aici pagina YouTube Random Comment Speaker, de unde am să extrag câștigătorul. Acum să căutăm videoclipul cu concursul. Acesta. Am să îi copiez linkul și ne ducem în această aplicație și voi insera și dăm căutare. S-au găsit 57 de comentarii unice, iar acum momentul mult așteptat este să apăs butonul de start și să vedem cine este câștigătorul. Și câștigătorul este Diana Citește / Diana's Vlogs, care mi-a lăsat aici un comentariu cu particip și alte 10 întrebări la care am să răspund când am să fac videoclipul în care vă răspund la toate întrebările care mi le-ați lăsat la acest concurs. Deci, felicitări, Diana! Sper să îmi răspunzi în 2 zile, dacă nu îmi trimiți niciun mesaj pe rețelele de socializare care le ai în descriere. Am să fiu nevoită să aleg alt câștigător. Te felicit încă o dată, iar noi ne revedem data viitoare cu un alt videoclip. Pa, pa, spor la citit!